Bună seara, prieteni! Bine ați venit la o nouă emisiune. Steaua Liberă live. Suntem live. Cel puțin eu sunt live cu voi momentan. Însă, în foarte scurt timp, o să intre și prietenul Adi2. Și el o să fie aici. Îl așteptăm doar până reușește să se conecteze. Să intre și el. Până atunci, eu vă salut pe voi, cei care sunteți aici pe chat, deja vă văd aici, îl văd pe Marius Miron, pe care îl salut, îl văd și pe Ionel Eugen, îl salut și pe el, Lucian Fătu, Cristian Creța, Ciprian Laza, Ovidiu Pop, Gabi Gârbaci și toți ceilalți care poate că nu au scris, dar care ne urmăresc. Îi salut pe ei, îi salut pe cei care vor mai intra pe parcursul emisiunii și, bineînțeles, vreau să încep cu eterna întrebare dacă totul se aude bine. O să aștept câteva secunde să vedem dacă este totul în regulă, pentru că asta este problema noastră numărul 1, știți foarte bine, tehnologia întotdeauna încearcă să ne facă rău. Știu că există un delay între ceea ce spun eu și ceea ce auziți voi, așa că o să trească să aștept un pic mai mult, dar aștept, nu e nicio problemă. Momentan văd doar salut din partea oamenilor și Ovidiu ne spune că da, interpretez că acel da vine de la da, se aude bine. E ok sunetul, zice și Marius, e perfect atunci. Așa cum v-am spus, o să vină și Adi2 în emisiune. El nu știu ce face momentan. Probabil că încearcă să-și pună căștile sau ceva, să se conecteze la internet. Nu este nicio problemă, îl așteptăm, că nu ne grăbim. Avem oricum astăzi un subiect interesant despre care să discutăm. Este vorba de clasamentul dezastruos. Poziția dezastruoasă din clasament pe care o ocupă Academia de Fotbal a Stelei. Este, din păcate, o știre devastatoare pentru noi. Mai ales având în vedere că Daniel Oprița a declarat, chiar în interviu pentru Steaua TV, că sunt necesare întăriri de la nivel de junior, în sensul că Steaua va fi obligată să joace în acest sezon cu cel puțin 3 juniori sub 21, dacă nu mă înșel, vă rog să mă corectați dacă greșesc. Va fi obligată să joace pe toată durata unei partide. Asta înseamnă că dacă nu ai juniori buni, poți pierde foarte multe. Și nu mă refer doar la meciuri, deși vă dați seama că este important să nu pierdem niciun meci, dar poți pierde imagine, poți pierde suporteri, poți pierde enorm. Enorm, enorm, enorm. Și cel mai important, dacă nu promovăm, e gata. Acum văd că a intrat și Adi2. Te salut, Adi2, bine ai venit în emisiune. Salutare, Adi, salutare și băieților. O să intrăm. Mai luat, o să intrăm. Prin surprindere. Am crezut că intrăm un pic mai târziu. Nu. O să îi întreb acum pe oameni dacă te aud și pe tine, bine? Ca să terminăm cu aceste verificări, ultime verificări. O să încerc atunci să mai spun câteva cuvinte, să vedem dacă se aude ok. Te rog frumos. Te audă bine. Eu unul te aud foarte bine, sper să te audă foarte și bine eu. Și ascultătorii noștri care momentan doar ne salută și din nou îi salutăm pe toți cei care au intrat și sunt în această seară alături de noi. Dar, prieteni, să ne spuneți dacă l-au zis pe Adi. Adi, zic ceva. Zic ceva, uite, zic ceva și de bine și de rău. Încerc să zic de bine, dar nu mă lasă nenea Hâncu să zic de bine. Uite ce prostioare fac chiar pe la club. Uite, stop, Filip. Filip zice că te auzi bine. Alexandru Bratu zice și el se aude bine și Adi e perfect. Deci, ce ziceam la început, dezastru pentru noi, având în vedere că avem nevoie de juniori în acest sezon de Liga a 3-a, pentru că o să fim obligați să jucăm cu 3 pe parcursul celor 90 de minute în fiecare meci. Să auzi că
Academia ta, care anul trecut era în top 20, a ajuns printre ultimele. E dezastru. Știre mai proastă nici nu puteam primi. Și partea cea mai nasoală este că noi am fost anul trecut 20, locul 20 din 58 de cluburi. Acum suntem locul 61 din 69 de cluburi. Adică au fost adăugate în acest clasament încă 11 echipe. Și 3 din aceste 11 echipe ne-au întrecut în clasament. Pe noi nu doar că ne-au întrecut echipele de anul trecut, care au fost înscrise anul trecut, dar ne-au întrecut și câteva echipe care de-abia s-au înscris anul ăsta. E dezastru. Zi-te, rog, Adi. Bine că nu suntem pe locul 69, ca să mă exprim așa. Că era, atunci era chiar rău. Că era o poziție în care nu știu dacă ne descurcam. Că tot asta au vrut să facă cu noi. Numai în poziția aia au vrut să ne aducă, pe românește spus. Permițându-mi așa ca o glumă. Când e surprins. Mi-așa îmi pare că e surprins de ce se întâmplă. Există vreo secție la club care a mers bine în ultimii 10 ani? Eu văd că 4 echipe nouă, care nu au fost anul trecut pe listă, sunt înaintea noastră. 4. Dar s-ar putea să fie mai multe. Uite, Miron Marius ne spune o chestie interesantă, că m-a bat un pic de la subiect. Zice că fotbalul va fi preluat de cel mai mare retailer din România, frații Dedeman. Acum, nu știu, se referă la clubul nostru? Eu personal am auzit nimic. E adevărat că Dedeman își face un magazin chiar pe un teren care a aparținut bazei. Hai, stai un pic să citesc ce a zis Marius. Zice, la realitatea sportivă în premieră se relatează că fotbalul va fi preluat de cel mai mare retailer din România, frații Dedeman. Mă, în teorie știrea este bună, dar ziceți-mi și mie cum o să preia Dedeman fotbalul stelist. Sau care sunt condițiile în care sponsorizează. Că ar fi interesant și alea să le auzim. De sponsorizat poate sponsoriza, dar cu preluatul ăsta hai să ne liniștim puțin. Că deja iarăși începem să folosim cuvinte gen preluat, vândut, privatizat și nu este bine. Nu este bine pentru că am mai folosit deja cuvintele astea și prin 98 și prin 2003 și ați văzut ce s-a întâmplat cu clubul nostru de fiecare dată. Dacă vrea cineva să cumpere Steaua, trebuie cumpărat tot clubul, deci asta să fie clar. Când mai vine cineva și vă spune prostia asta cu privatizarea secției, să întoarceți spatele și să plecați liniștiți că nu are rost să stați la discuții cu respectivii. Nu, Marius zice că secția de fotbal, dar nu se poate, noi v-am mai explicat, secția de fotbal nu are personalitate juridică, deci nu poate fi cumpărată, vândută, împrumutată, închiriată, cesionată, privatizată sau ce vreți voi. Nu se poate întâmpla poate, nimic cu ea. Poate discuția e să dea către tot clubul niște bani și să împartă banii sponsorizele la secții. Așa da, așa ar fi frumos. Poate asta e o variantă care se poate face. Mă, dacă vor să se implice, foarte bine, nu e absolut nicio problemă, dar eu zic să ne oprim din discuțiile astea care sunt pornite în jurul acestor cuvinte pe care le-am menționat deja. Și hai totuși să ne întoarcem noi la subiectul nostru principal, pentru că am mai discutat despre privatizare, dar asta cu Academia de Fotbal, asta este o știre foarte, foarte gravă pentru noi. Așa cum am zis, anul trecut noi am fost 20 din 58 de echipe. Stați un pic că vreau să verific. Așa. Am avut un punctaj de 56,7. Un punctaj foarte bun pentru o echipă cu fotbal în Liga a 4-a la ora respectivă. Acum, dezastru. Punctajul primit este de doar 17,5. Deci, practic, am pierdut 40 de puncte, aproximativ. Cum se poate așa ceva? Eu nu înțeleg. Adi, ai vreo explicație? Știi ce nu înțeleg? Asta e referitor la ce nu înțeleg eu. Dacă nouă ni s-a construit un stadion, am investit 300.000 de euro în refacerea unui teren, da? Și amplasarea unor tribune. Condițiile per total în bază s-au îmbunătățit
iar nouă ne-a scăzut coeficientul ăsta, că bănuiesc că este un calcul care se face. De pe urmă, la Da. calculul ăla, te duci în sus sau în jos. Da. Uite, Am îl înțeles și corect, da? citesc acum că sunt 7 domenii și ponderea lor din 100% este următoarea. Deci, strategie și îmi cer scuze. Strategie și filozofie este primul domeniu folosit pentru a stabili acest clasament. Și acest domeniu are o pondere de 10,6% din 100%, bineînțeles, din maxim de 100 de puncte, adică. Pe al doilea criteriu este echipe și jucători. Al treilea este staff tehnic. Echipe și jucători 12,1% pondere, staff tehnic 19,4%. Al patrulea este staff suport 6,8%. Pe 5, antrenamente și meciuri 9,7%. 6 este ceea ce ai spus tu, Adi, infrastructură și facilități. Și acest domeniu are cea mai mare pondere dintre toate, 20,8%, iar pe ultimul loc, 7, rezultate, ultimul domeniu, cu o pondere de 20,6%, cu 0,2% mai puțin decât infrastructura. Deci, în teorie, Adi, noi, da, cu Steaua, că am făcut ceea ce ai zis tu, adică am investit enorm de mulți bani în noul stadion, în modernizarea terenului 5, noi ar fi trebuit să plecăm automat de la 20,8 puncte, pentru că ar fi trebuit să bifăm totul la infrastructură și facilități. Deci ar fi trebuit să avem 20,8 puncte din start. Dar n-avem. Avem 17,5 în total. Cum vine asta? Că eu nu reușesc să înțeleg. Nu știu, poate că au suporterii, au ascultătorii noștri vreo explicație și dacă da, vă rog frumos, prieteni, să scrieți fără nicio reținere și, bineînțeles, să și intrați cu noi live. Din nou am uitat să pun link-ul către emisiune, dar cât vă ține Adi de vorbă, o să-l caut acum și o să-l pun. Te rog frumos, Adi, ține. Am și eu o întrebare la tine. Cine alcătuiește topul ăsta? Cine l-a alcătuit? FRF. FRF l-a făcut. Păi și atunci de ce suntem, de ce suntem mirați? Dar nu se poate, stai puțin. Deci acum chiar nu putem să acuzăm FRF. Ce? De ce să-i acuzăm? Că nu știu, dar... Păi hai să o luăm așa. În momentul în care un părinte, da, având în vedere cine suntem noi pentru FRF în ultimii 3 ani și pentru LPF și pentru presă, să mai spunem că un părinte se uită în topul ăsta. Copilul lui vrea să joace fotbal. Da? Așa. Hai să zicem că nu te pricepi ca și părinte. Nu te-a pus să faci evaluări tu. Că doar te duci la bază și întrebă, băieți, cum e treaba la voi? Oare la voi e bine să-mi duc copilul? Aveți condiții bune? Cum sunt antrenori? Ia să vedem ce e aici. Nu o să facă niciun părinte așa ceva. Așa. Și în momentul în care presa, da? Că doar cu presa au făcut și nenorocirea care au făcut-o cu pandemia, da? În momentul în care presa vine și spune, păi, FRF-ul a spus că Academia Clubului Steaua București este pe locul 61 din 70. Eu ca părinte, dacă nu am cunoștințe sau relații, da, și știi și ce s-a întâmplat între clubul FCSB și Steaua, eu ce spun? Păi bă, tată, înseamnă că la aia s-a cam ales praful, da, și eu nu-mi duc copilul acolo, că înseamnă că ăștia n-au condiții. Și dacă ai, oare nici că aibă cunoștințe despre ce s-a întâmplat cu clubul Steaua în ultimii 15 ani, că nu mai e bun la absolut niciun sport, deci de l-au adus, efectiv l-au adus la bordură, da, cum se spune, să mă exprim în termen de trotuar, da, l-au adus la bordură, clubul e la bordură în momentul de față. Deci mie mi-ar fi frică dacă în momentul ăsta s-ar face evaluarea clubului, sincer spun, Doamne ferește să se refacă evaluarea aia, pentru că ciobanul ne-ar bate la cur. Mă, stai deci, puțin, eu nu sunt de acord cu tine aici, adică nu cred că are vreun interes FRF să ne fure și la chestia asta cu Academiene, mai ales că aici nu mai ține de FRF. Că dacă Steaua depune actele necesare care să arate că bifează acele domenii, nu mai, FRF n-are ce să facă. Nu spune mie că FRF intenționează, nu cred acum. Deci în chestia, la chestia asta nu cred. Și uite, am văzut un comentariu, zice aici Amarildo Petre, ne scrie așa, ce treabă are stadionul principal și stadionul numărul 5 cu infrastructura pentru copii și juniori? Păi, în primul rând, terenul numărul 5 este
făcut pentru copii și juniori, pentru că în momentul în care stadionul principal o să fie deschis, activitatea echipei de seniori o să fie mutată acolo. Deci terenul 5 o să fie, o să găzduiască exclusiv meciuri de copii și juniori, pentru că alte feluri de meciuri nu vor mai fi acolo. Deci asta să fie foarte clar, ăla o să fie un teren făcut pentru juniori. Sau poate pentru fotbal feminin, dacă o să avem vreodată fotbal feminin. Dar cum nu avem fotbal feminin acum și avem fotbal la nivel de juniori, cel mai probabil o să fie juniori acolo. Și nu sunt acestea singurele facilități pe care le are Steaua în ceea ce privește fotbalul. Mai sunt și alte terenuri acolo. Dacă noi am obținut doar 17,5 puncte în totalitate, înseamnă că noi am obținut foarte puțin la domeniul ăsta infrastructură și facilități. Și eu mă întreb cum am putut să obținem chiar atât de puțin. 17,5, adică și jumătate din domeniul ăsta infrastructură și facilități să-l fi bifat. Tot ar fi fost 10 puncte, adică mai mult de jumătate din astea 17,5 pe care le-am primit. Eu, pe bune, eu nu știu ce dracu s-a întâmplat. Uite-te aici. Cine te depășește, adică acolo te apucă râsul. De fapt, uite-te cine te depășește. Bă, hai să citesc. Ne depășește acolo... așa. ACS Juniorul Suceava, cu 18,8 puncte. Ei nu au fost înscriși anul trecut. Deci de anul ăsta numai. CS Mioveni, 28 puncte. Anul trecut au avut 13,9. LPS Iași, 28,2 puncte. Anul trecut au avut și ei mai mult, 39,1. Hunedoara, 31 de puncte, 36,6 anul trecut. CS Ineu, 32,4 puncte. Și acesta este un new entry, cum zice americanul, adică nu exista anul trecut această echipă în clasament. GSA Nucet, 34,15. CSM Făgăraș, 34,37. Oțelul Galați, 34,54. CSS Drobeta Turnul Severin, 36,9. LPS Sebeș, dacă vă vine să credeți, 38,16 puncte. Sebeșul este un... Nici nu vreau să-i spun orășel, că este... Sebeșul are o singură stradă. Este o singură stradă principală acolo. Cred că în Ghencea sunt mai mulți oameni decât în Sebeș. Cu siguranță. Sebeș Alba, nu? Că de Sebeș da, Alba. Da, e din județul Alba, deci nu se poate. Da. Caransebeșul peste noi, Târgoviște peste noi, CSS-uri amândouă. Da. Petrosport, Ploiești, CSM Reșița. Sebeșul are până 50.000. Deci, te uiți, Metaloglobus București, Adi, e peste noi, 45,6 puncte. Deci eu mă rog din tot sufletul să fie existat vreo eroare de comunicare. Să nu fi dat ăștia de la Steaua documentele necesare, nu știu, sau să fi trimis doar un document din 7, să zicem așa, și să fi fost 17,5 puncte luate în total pentru documentul ăla. A, nu se poate așa ceva. Păi nu se poate mai așa ceva, deci este grav dacă nu e așa cum presupun eu că a fost o eroare și asta este situația adevărată, reală, în care se află Academia clubului nostru, este grav de tot. Păi noi nu avem nicio șansă în asemenea condiții să scoatem vreun fotbalist pentru viitor, în anii următori. Nu. Din câte am înțeles, noi am transferat juniori acum. Eu așa am înțeles de la Oprița. Da, am transferat, dar... Păi oare de ce am transferat? Nu știm dacă... Deci la Liga a 3 înseamnă că nu putem... Deci noi nu putem să dăm la Liga a 3 doi juniori decenți. Spune-mi, te rog, o chestie, că nu cunosc chestia asta. Trebuie să jucăm cu cei trei juniori pe toată durata partidei? Da, așa cred. Îi rog pe oameni să ne spună și nouă. Să ne corecteze dacă greșim. Dar eu așa cred, că trebuie pe toată durata partidei. Că până la urmă asta este scopul acestei reguli, nu? Adică să fie juniori în teren... Și să poată juca acești juniori ca să poată, în teorie, să crească.
Dar eu tot sunt șocat, adică nu pot să-mi dezlipesc ochii de la acest clasament. Și văd acest 17,5 care pe mine mă dă peste cap. Mă, te-ai gândit că am luat maxim la infrastructură și facilități, da? Ar fi La ce avem trebuit. acum, da, ar fi trebuit să luăm spre maxim, având în vedere ce în țară. Adică știi cine trebuie să ne depășească? Viitorul, fără nicio părere de rău, chiar și FCSB-ul, dacă au o bază destul de țapănă la Berceni. Da, au băgat bani, da. Dar n-a băgat Becali, a băgat la nepotul lui. Că Nepotesul, da. baza nu e a FCSB-ului, ci a nepotului. La Chiajna este o academie bună, iar sunt ceva condiții bune. La Cluj, să știi că Cluj-Ardealul, sau nu mai știu cum aveau ei denumit acolo, că era ceva făcut între Ardealul unii. Cluj-Napoca. Ardealul Cluj-Napoca, da, Ardealul Cluj-Napoca. Eu mă uit chiar acum pe acest clasament și stai că ți-l. Da, Viitorul este pe primul loc, FCSB pe 2. A, Dinamo bun, eu n-am văzut 1948 pe clasa. 3 și Dinamo, să știi că n-ar trebui pus acolo, pentru că Dinamo, baza lui Dinamo e în paragină, adică juniorii Dinamo se antrenează și joacă pe unde pot. nu știu. Da? Dar uite, Bine. Chiajna, cum ai zis tu, e pe 4. Da, au bază bună. Au bază bună la Chiajna. La Arad, iarăși, este o 84,81 bază bună. puncte Chiajna. Da. La Arad este o bază bună, iarăși. La UTA. UTA e pe 11. Ar fi trebuit să fie mai sus, cred. Însă, știi care e povestea? Noi trebuia să fim în primele 10. Bă, ți s-a dat un stadion nou, iar într-un teren care era odată de antrenament, s-au băgat 300.000 de euro. Păi tu crezi că sunt cel puțin 15-20 de echipe care n-au buget într-un an 300.000 de euro. De acolo, din topul ăla. Luată logic așa, grosso modo. Ce crezi că sunt echipe la divizia C care merg cu 20.000, 30.000 de euro buget tot anul. Ăla e pentru asigurarea arbitrajului și pentru asistență medicală. Atât. Și tu vrei să-mi spui mie că noi nu puteam să avem academie în primele 10? Cineva și-a băgat coada. Sau bine, cineva nu e interesat. Iar și aia este o variantă. Iar la noi, nici nu știu cum e mai rău. Nu sunt interesați sau vor să pună la pământ clubul? Că nici nu știi cum să o iei. Eu mă tot uit peste aceste domenii după care se calculează punctajul și văd așa. La infrastructură și facilități ar fi trebuit să punctăm maxim. Maxim ar fi trebuit să obținem și la strategie și filozofie că suntem firea dracului să fie cea mai importantă echipă de fotbal din țară. Și ar fi trebuit maxim să luăm și la antrenamente și meciuri. Că nu văd de ce să nu se antreneze și să nu fie organizate meciurile la nivel maxim. Da? Asta înseamnă 20,8 cu 10,6 și cu 9,7, 41,1. Deci atâta treia să avem noi de la punctajul ăsta să pornim. Apoi, echipe și jucători. Noi anul trecut am dat afară juniori de valoare, dacă ți-aduci aminte. Ne aducând ceva în Da? schimb. Ok. Deci aici am pierdut automat. Dar băi, nu, nici chiar zero. Să iei aici. Luai câteva puncte. Staff tehnic și staff suport. Și aici trebuia să luăm ceva puncte. Rezultatele, bineînțeles, depind de valoarea staffului tehnic și de valoarea jucătorilor. Deci dacă la jucători și la staff tehnic stai prost, automat o să stai prost și la rezultate. Evident. Dar totuși eu zic 41. Deci 41 treia să fie de punctul de plecare la noi. Și aici, peste 41 ăsta, mai puteai să mai pui încă 20 de puncte. Dă-o, dracu. Nu se poate să nu poți să scoți 20 de puncte. Cu, hai să zicem, 61, ia să vedem. Cu 61 unde ne-am fi clasat? Cu 61 de puncte am fi fost, bă, pe locul 33. Tot mai bine. În Tot prima mai bine, dar jumătate. tot e insuficient. În prima jumătate am fi fost. Nu, deci pe cuvântul meu o să las acum aceste pagini ale FRF-ului și o să mă uit pe ce zic oamenii, pentru că eu chiar sunt curios ce explicații au ei pentru asta. Am văzut că m-a întrebat oameni pe chat cine a făcut clasamentul. Clasamentul este făcut de Federația Română de Fotbal. Dar nu este făcut de Federația Română de Fotbal din păreri și din observații, ci în funcție de informațiile pe care le primesc de la cluburi. Am înțeles. Deci, ce să înțeleg? Clubul nostru a transmis că ce? La
e la coadă, nu? Adică nu poate, cam ăsta e nivelul nostru, nu? Asta a transmis clubul? Păi, habar n-am ce a transmis clubul. Am înțeles. Da. Bine, la ce avem la marketing și la comunicare, nu știu dacă s-a transmis ceva. Poate FRF-ul a făcut bază pe baza la ce a crezut el. Că se poate și asta. Da? Nu e, n-ar fi ceva de necrezut. Păi uite, fii atent. Florin Suciu ne scrie pe chat: voi altceva nu mai știți decât să criticați și să aruncați cu noroi în acest club. Florian, intră cu noi pe Google Hangouts, ai link-ul pinuit în acest chat, da? Cred că e în partea de sus a chatului, dacă nu mă înșel, sau în partea de jos, în orice caz îl găsești pinuit. Intră cu noi și hai spune-ne tu care sunt aspectele pozitive care ar trebui să ne încânte pe noi și pe care ar trebui noi să le lăudăm. Pentru că din păcate, uite-te că noi vedem chiar numai chestia asta. 17,5 puncte obținute de Academia Stelei față de 5-8 pe care le avea anul trecut. În loc să fie locul 20, cum a fost anul trecut, e locul 61, a căzut 41 de poziții. Cum? Cum se poate așa ceva? E inacceptabil. Tot Florian ne întreabă ce ai vrea la nivelul ăsta, 5 milioane de euro, dar stai puțin, că atâta este bugetul. Nu neapărat 5 milioane de euro, dar de milioane de euro, 2 milioane de euro, cred că 2-3 milioane de euro au băgat în secția de fotbal în ultimii ani. Stai un pic, că la noi chiar s-a cheltuit. Deci la noi chiar s-a cheltuit, nu poți să spui că nu s-a băgat, nu s-au băgat bani, s-au băgat. Coco CSA ne scrie și el, Oprița a spus că avem un buget bun pentru club. Păi evident. Mulți nu și-l permit. Mulți nu-și permit să aibă bugetul pe care l-avem noi. Hai să spun ceva. La ce echipă e acum, dacă ai scoate juniorii și ai putea să joci numai cu fotbaliști de experiență sau cei care au jucat în eșaloanele superioare, ai avea o echipă chiar de divizia B. Deci, da. Eu nu cred. Nu știu acum. Avem de divizia B, dar în niciun caz de top de divizia B care să se bată la promovare. Nu am spus de top. Am spus că avem o echipă de divizia B. Da. Nu am zis de top. Nu știu ce să dar zic. Avem o echipă de divizia B. Pe mine nu mă încântă, să știi. Eu o să fiu eu omul pe care o să-l înjure ascultătorii noștri astăzi, dar îmi asum acest lucru și spun, pe mine nu mă încântă echipa. Ok, e o echipă care a câștigat, dar a câștigat Liga a patra. Corect, și asta. Să nu, acum, nu vă supărați, dar adversarii noștri din Liga a patra în timpul săptămânii erau la serviciu, nu erau la antrenamente. Da, dar abia de acum vom începe să jucăm fotbal. Da, deci... Abia de aici vom începe să jucăm fotbal. De asta nu am sărbătorit chiar așa de tare cum ar fi vrut alții promovarea, pentru că totuși este o promovare în Liga a treia. Și acum... era chiar rușinos să sărbătorim o promovare atât de tare. Am promovat din D în C. Să da, nu uităm lucrul ăsta. Da. Nu, dar acum vor veni testele adevărate pentru jucătorii noștri, pentru că acum vor da peste jucători care în timpul săptămânii fac antrenamente. Acum o să aibă și apărătorii noștri, atacanți, care sunt în formă, atacanți care se antrenează să dea goluri. N-o să mai întâlnească fotbaliști cu fizicul lui Daniel Cormier. Nu știu dacă te-ai uitat la gala UFC din recentă, Cormier cu Miocic. Recunosc că nu. Nu te-ai uitat. Ei bine, Daniel Cormier lupta la categoria grea, avea peste 100 și ceva de kilograme, era un pic mai rotunjor așa pentru că el are și 1,80 doar înălțime. Dar cam ăștia erau atacanții în Liga a patra. Da, am întâlnit fotbaliști amatori, mulți dintre ei erau fotbaliști amatori. Nu trebuie să ne ferim acum să vorbim. Nu, eu nu pot să consider nici așa o mare promovare, că n-ai avut adversari. Tu n-ai avut niciun adversar dacă stăm să o luăm așa. Bă, n-ai avut niciun adversar care să-ți creeze probleme. Să spui, bă, uite, au fost încercați, ăla e un meci în care ni s-au pus probleme, dar tot am bătut cu 2-3-0. Adică, permanent, echipele cu care ai jucat au căzut fizic, n-ai fost supus nici măcar, nu știu, tu ai văzut presiune pe echipa noastră 10 minute? Nu, să zici că, bă, uite, a venit cineva și ne-a înghesuit 10 minute. Singura presiune pe echipa noastră a venit de la AMFB. În această perioadă, AMFB, când insista
să jucăm acel play-off. Și eu cred că suporterii s-au convins acum că acel play-off a fost făcut clar pentru ca Steaua să nu promoveze. Pentru că, evident, garantat, dacă jucam FCR ne bătea într-un fel sau altul. Ai văzut că Dinamo și-a înscris echipă direct în Liga a treia? Ei bine, și FCR putea, și FCR își putea băga satelitul direct în Liga a treia dacă promova anul ăsta. Și atunci, care a fost scopul? De ce au mai trebuit să-și îl bage în Liga a patra? Păi, răspunsul este unul singur. Au făcut mutarea aceasta ca să încurce Steaua. Este, da, nu, nu trebuie să fii vreun doctor ca să-ți dai seama. De-aia tipa disperat Burcă. Și să veniți, el n-avea treabă, exact, cu prima echipă. Că au terminat acolo cu 6. Da. Și că sunt un dezastru. Și că s-au păpat acolo niște milioane. Da. Și s-au tras niște sfori. Și s-au făcut toate nenorocirile din lume ca echipa aia să promoveze. S-a modificat play-off. S-a făcut play-off de 6. Nu, ei aveau treabă. Erau disperați. Ieri, care a luat bătaie, da, care a luat bătaie cu 4-0 de la noi, nu poate să intre în play-off, domnule, să joace. Asta era grija. Erau disperați. Erau disperați. Deci, prieteni, dacă noi jucam acel play-off, nu zic că băieții n-ar fi avut valoare să bată într-un meci corect. Dar meciul n-ar fi fost corect. Vă spun asta de la început. Noi am fi fost furați în acel baraj sau în acel play-off și gata ar fi fost. Și chiar cred că am fi fost furați, pentru că ceea ce au propus cei de la FCR a fost ca practic Steaua să joace un baraj cu FCR 2. Un singur meci. Asta și-au dorit ei. Cei de la FCR. Să jucăm un singur meci. Au zis că celelalte două meciuri să fie date pierdute de echipele care nu se pot prezenta, da? Adică Steaua să-l câștige automat, FCR să-l câștige și el automat pe a lui și să meargă mai departe și să se întâlnească cele două. Era clar că acolo pierdea. Și din nou, nu-i vorba că n-am fi avut valoare, am fi avut. Dar ar fi găsit ei ceva. Ori ar fi contactat un jucător de la noi, ori ar fi contactat arbitru, ori ar fi făcut ei pe dracu în patru și am fi pierdut din nou. Și iar sau trimiteau 6-7, cum se vorbise. Trimiteau 6-7 de la prima ligă și din nou jucai degeaba. Da. Absolut degeaba. Pentru că îți trimiteau 6-7 jucători de acolo, îți trimiteau un arbitru care tot ce e la limită se dea pentru ei și cam era joaca. Și iar spuneam că am avut ghiuri, că sunt câțiva pe la noi în galerie și printre suporteri care și-au zis, nu, doar că a fost ghinion, că ai pierdut la ultimul meci. Și normal că ai pierdut la ultimul meci. Că n-ai avut cu cine să joci tot sezonul. Era limpede cu cine o să te bați. Da. Da? Era vreo surpriză? Ne-am nimerit cu Carmen la play-off. Mamă, n-am știut cine o să termine în primele patru. Ne-am trezit cu Carmen, că exact Carmen a terminat pe locul 2. Carmen care... Ce făcuse Carmen? Noi nu bătusem Carmen oricum. Deci n-a fost o surpriză. Doamne, iartă-mă că noi n-am putut să batem Carmen. Noi cu Carmen nu am putut să dăm gol. Da? Deci mi se pare că am jucat două meciuri tur-retur. Sau Carmen ne-a bătut un meci atunci, nu mai știu. Dar noi nu am bătut, noi nu am dat golul Carmen. Da? Și vine lumea și spune, domnule, a fost la limită. Cum să fie, mă, la limită? Dacă tu m-ai dat un gol cu Carmen în atâtea meciuri, cum să fie la limită? Tu, Steaua București, n-ai putut să bați Carmen. Dar am avut ghinion. Nu, tată, n-am avut ghinion. Ni l-am făcut singur ghinionul. Știm prin cine. Da? Da? Să nu mai dezgropăm morții. Uite, da? Florian ne scrie pe chat, zice că ar trebui să fim mai optimiști, că o să batem tot în Liga a treia. Și ne face semn, așa că nu-i bine că am ajuns să ne fie frică și de Dinamo 2 acum. Nu-i vorba că ne este frică, Florian, deci trebuie să înțelegi, noi suntem siguri că din punct de vedere valoric suntem peste oia. Suntem siguri că dacă s-ar juca un meci corect între Steaua și FCR 2 sau chiar FCR sau așa ceva, poate că am câștiga. Dar noi suntem siguri că meciul ăla n-ar fi meci corect. Asta vrem să-ți spunem. Nu contestăm valoarea jucătorilor noștri, ci spunem că meciul ăla n-ar fi fost corect. Spunem același lucru pe care l-am spus de foarte mult timp. Nu uitați, noi am stat 2 ani degeaba în Liga a 4-a, prieteni. Încălcându-se regulamente flagrant. Da. Flagrant. Da. Da. Noi suntem optimiști. Pentru FCR s-a făcut ce nu s-a făcut pentru nicio echipă. Noi suntem optimiști și vă spunem să fiți optimiști, dar în același timp fiți și realiști. Nu stați cu capul prin nori, pentru că dacă stați cu capul prin nori și visați la cupe ale campionilor, o să ne trezim la sfârșitul sezonului următor că suntem tot în Liga a treia. Sau, Doamne ferește, că o să retrogradăm în Liga a patra.
că există și șansa asta, să știți. Faptul că se joacă doar 18 meciuri, foarte puține, da? Doar 10 echipe între ele, asta înseamnă că sunt șanse să pierzi puncte rapid, ușor. Pierzi astăzi, pierzi mâine, pierzi poimâine, după aia nu mai sunt atât de multe meciuri ca să recuperezi distanța. Dacă ai un șir de meciuri în care pierzi, ești terminat. Depinde foarte mult ce adversar vom avea. Dacă eu sunt sigur că FRF o să ne bage în cea mai dificilă grupă posibilă. N-am niciun dubiu. Eu cred că o să fim în grupă și cu FC FCSB și cu Dinamo 2 și poate și cu FCR 2. Pentru că ei vor să facă 100 de echipe în Liga a 3-a. Dar nu au 100 de echipe promovate. Și nu sunt 100 de echipe capabile să joace în Liga a 3-a. O să vezi că o să mai tragă din Liga a 4-a echipe. Ca să ajungă posibil la 100. Și FCR 2 o să fie printre aceste echipe. Uitați-vă aici ce vă spunem. Să nu fiți surprinși. Claudiu Sabău zice, cu Hâncu președinte nu pot să gândesc pozitiv, vreau să plece. Nick Stavski zice, cu Carmen a fost 3-0 pentru Steaua în tur. Așa este, Nick, și aș mai adăuga că a fost 3-1 în cupă pentru Steaua. După ce ne-au bătut, la o săptămână am măturat cu ei pe jos în cupă. 3-1 parcă a fost, nu Adi? Sau 4-1, că nu mai țin minte. Da, bine, Carmen a venit cu altă echipă. Și să nu uităm ceva. Nu a fost ceva. Aceeași echipă. Nu e Carmen a culcat meciul cu Mosti Steaua Ulm atunci. Carmen nu a mai vorbesc meciul nostru. Meciul dintre noi și Carmen în cupă. Adi. Da, știu meciul ăla. Păi da, dar nu mai avea miză. Pe mine mă încânta meciul ăla. Tu ai impresia că m-a interesat pe cineva meciul ăla? Nu, tată. Nu, ăla a fost un meci. Eu n-am înțeles de ce s-au mai bucurat după meciul ăla jucătorii. Pentru, la ce fusese cu o săptămână sau două înainte, mai avea rost să te bucuri. Da? Și când știi ce s-a întâmplat, că Carmen s-a dus mai departe și a culcat meciul cu Ulmul? Ți-aduce aminte? Bă, deci n-au vrut să bate, nu știa nimeni. Da? Deci, și s-au bucurat de parcă ar fi promovat direct. Așa s-a bucurat Carmen la meci cu noi. Da. Pentru că știa care era miza, să știau probabil și ce urmează să intre în buzunare, da? De s-a știut. A fost, da? Mare sărbătoare. Jocurile fuseseră făcute. Da? Bine, când te arbitrează finul lui Argăseală, nu mă cred că mai e nimic de spus. Asta nu înseamnă că trebuie să câștigăm. Da? Eu vorbesc că toate măsurile fuseseră luate. Exact. Doar că au mai rămăseseră proștii de serviciu, noi, în cazul de față. Da? Coco Cesar ne scrie, zice, cu tot respectul pentru Lă, că el ne-a îngropat 2 ani. Să știi că nu sunt de acord că el ar fi singurul vinovat. Este vinovat, dar în niciun caz nu singur. Alexa Iulian Alexandru ne scrie, bună seara, sunt convins că Steaua o să promoveze fără probleme, o să fie probabil câteva pierderi pe acolo, că e ceva normal, Liga a 3 au 60 de jucători experimentați care au mai trecut prin prima ligă. O să pună ceva probleme, că o să aibă și ăștia cu testele cu COVID-ul. Deci pentru Steaua, dacă terminăm repede și stadionul, ar fi perfect. Vă salut! Utistul, emisiune plăcută. Da, Alexa Iulian Alexandru cred că este utist. Mult succes, îi spunem, în Liga 1, pentru că UTA a promovat anul ăsta. Foarte bine că a promovat. Da, na, nu știu ce să zic. Oamenii sunt optimiști și eu cred că e bine că sunt optimiști oamenii. Adică echipa nu e reală. Echipa nu e reală. Trebuie să fie mereu optimiști. Dar din nou zic, trebuie să fim și reali. Wallace, nu, deci nu e o echipă rea, da, mai avem pe Băjenaru, deci e o echipă care ar putea să joace și în Belejer, nu știu dacă am promovat din Liga 2 în Liga 1. Dar nu, știi cum e? Când vezi atâta neprofesionalism în tot ceea ce înseamnă club, da? Bă, ți-e greu să fii atât de optimist. Ți-e foarte greu. Înțelegi? Pentru că nu ni s-a dat nimic de care să ne agățăm. Bă, uite, în sfârșit se vede ceva bun. Deci noi nu am mai făcut o emisiune în care să vorbim de bine. Tu nu mai ții minte. Am vorbit de bine că am promovat, dar nu pot nici să nu se supere lumea pe mine și nici tu. Bă, nu pot să fiu atât de penibil încât să mă bucur că am promovat din DNC și să fac o sărbătoare din asta. Nu, dar e rușinos pentru Steaua. E rușinos, este rușinos. E rușinos unde am ajuns. Am acceptat că ăștia sunt pașii,
am acceptat că ăsta e drumul, da? Asta ne-a fost soarta, nu e nicio problemă, am luat-o de la zero, pentru că practic am luat-o de la zero, în momentul în care o iei din divizia D, ai luat-o de la zero. Dar nu facem nici sărbătoare că am intrat în divizia C, după ce am jucat, să mă ierte Dumnezeu, mulți dintre ei erau șchiopi săraci. Da? Am jucat cu portari care n-aveau o mână, parcă? Da? Da, da. Erau unii săraci supraponderali, adică nu are că nici eu, dacă mă duc acum am, și joc contra lui Steaua, probabil că o echipa la care joc poate că ar lua 20, nu e nicio problemă. Dar nu facem din asta o sărbătoare. Da? Adică de aici încolo ar trebui să fim optimiști în momentul în care vom vedea 7 victorii la rând și putem să spunem da, cu un picior suntem în divizia B. Da? Mă surprinde totuși că avem atât de puține meciuri. Înseamnă că FRF-ul vrea să-și ia măsuri, pentru că campionatul va începe acum, da, foarte curând. Restricțiile pandemiei încă sunt, da? Intuiesc că au făcut serii mai multe și au băgat mai puține echipe, tocmai pentru a micșora numărul de etape și tocmai pentru a nu face multe teste COVID. Se zvonește că s-ar face săptămânal testele alea. Da, dar și... eu cred că au făcut acest lucru și pentru a avea mai mare control asupra campionatului. Poate și asta, dar poate să fie și problema de costuri. Hai să o luăm și așa. Aia da, bineînțeles, da? Dar nu da. Noi. Dar și ca să fie control mai mare. Gândește-te că noi avem cluburi în Liga 1 care n-au plătit salarii de 2.000-2.500 de euro. Da? Deci Nicolae a făcut niște măgări. Tu gândește-te ce au făcut patronii de la noi. Deci atent, unii au cerut să se dea șomaj și să se taie, nu știu, 75% în condițiile în care pandemia a început de prin martie. Iar ei au cerut din ianuarie, că nu era nicio pandemie. Deci ca să vezi cât a putut să ducă măgăria. Da? Și de ce fotbalul ăsta românesc nu merită nimic la momentul actual. Sincer vorbind, eu sunt foarte de acord cu ce a propus Sorin Răducanu. Ar trebui să fim amatori câțiva ani. Oricum suntem. Ar trebui să nu ne mai înscriem în nicio cupă europeană și să încercăm 5 ani să vedem ce putem construi. Că la momentul ăsta nu avem ce să oferim. Noi suntem o rușine. Deci fotbalul românesc este o rușine la toate nivelurile. Da? Deci, uitați de performanța. Da? Fotbalul românesc este exact cum e și Steaua în Liga 3-a. Suntem la un nivel de amatori în care vom juca pe bunele terenuri care stau mușuroaie de furnici, în care sunt unii pe margine care ne înjură, spui pe semințe și o să arunce cu furcile după noi, dacă e cazul. Da? Cam ăsta este nivelul fotbalului românesc și e foarte jos. Dar pretențiile sunt exagerate. Exagerate. De ce, fraților, sunt exagerate? Toată lumea are pretenții. Dom'le, că o să facem? Ce să facem, mă? Nu avem, bă, băieți, ce să vă, reveniți-vă. Pot să fiu optimist și eu vreau să fiu optimist și mie îmi place să sper că lucrurile vor fi bine. Și cred cu siguranță că în următorii 4-5 ani niște lucruri se vor schimba în bine. Dar cu ce facem acum, să nu sperăm că lucrurile se vor schimba. Da? Deci trebuie început de jos. Da? Avem o federație care este la pământ, avem un guvern care este la pământ. Deci nu se poate să ai toate lucrurile, să le ai anapoda, și tu să spui, da, avem un nivel bun, vom face lucruri. Nu. Nu. Trebuie multe, multe lucruri schimbate. Și dacă nu vom începe de jos, lucrurile vor fi mai rău. Eu nu văd de ce să ne agățăm. Uite, o întrebare pentru tine, adică, efectiv, chiar am uitat, nu mai știu, când avem barajul ăla, celebru baraj? Cu Islanda. Ai idee? Cu Islanda? Da, la echipa națională. Nu că tot se spune că ne vom califica, că o să facem ceva. Nu știu. Nu te-ai găsit, da. Om. Nu urmăresc. Nu. Nu știu. Alex Bioliteanu ne scrie pe chat, zice, ce se aude despre abonamentele pentru sezonul viitor? Nimic. Nimic. Nu cred că se vor pune în vânzare abonamente pentru sezonul viitor. În primul rând pentru că nu știm când vor da drumul la meciuri cu spectatori. În al doilea rând pentru că există întrebarea aceasta, unde o să joace Steaua, pe stadionul principal, pe terenul 5 sau așa ceva? Nu știm. Încă nu se știe nimic. Și bineînțeles, Alex, cred că știi și tu foarte bine, cei din conducerea clubului nu prea comunică. Deci, n-avem de unde să știm informații despre abonamente dacă ei nu spun nimic. Stai un picuț. Abonamente pentru ce? Pentru vizionarea meciurilor? Da. Nu se vor vinde. În primă fază nu se va vinde nimic.
Nu mă întrebați de unde, că nu... Deci la momentul de față nu se va vinde nimic pentru că nu se va juca cu spectatori, cel puțin până în luna octombrie-noiembrie. Deci deocamdată să uităm de meciuri cu public. Deocamdată. Da, așa cred și eu în prima fază, sau cel puțin anul ăsta nu o să avem meciuri cu public, poate anul viitor. Vedem, vedem. Nu știu, oamenii continuă să discute despre posibilitatea ca Detemann să vină sponsor sau partener la Steaua. Ar fi o idee bună, ar fi un lucru bun pentru echipa asta, dar din nou vă spunem, haideți să nu începem aceleași povești cu preluarea, vânzarea, privatizarea secției de fotbal. Pentru binele Steaua ar fi bine ca aceste discuții să nu mai aibă loc niciodată. Așa cum v-am spus, secțiile nu pot fi privatizate individual sau cedate sau vândute. Dacă vrea cineva să privatizeze clubul, poate fi privatizat clubul, dar atât. Marius Miron ne scrie așa, reamintesc tuturor că pe 28 august 2020 comemorăm 2 ani de la demolarea Templului Fotbalului Românesc, stadionul Steaua București. Mâine 21 august 2020, pe Steaua TV la ora 21 în direct, se inaugurează nocturna stadionului Steaua. Acum, nu știu cum să vă spun, dar nu mă prea interesează. Asta cu stadionul e ok, e bine. Nu-i nicio dar cum să comemorăm o demolare? Acum oamenii s-au atașat. Un stadion. Oamenii s-au atașat de fostul stadion, nu pot să-i acuz, eu îi înțeleg și mie îmi pare. E adevărat, dar avem altul nou, Adi. Până la urmă, pe locul acelui stadion. Asta este viața, ca să zic așa, asta e ciclul vieții, da? Mai faci un stadion, mai demolezi altul. Dar na, din nou, oamenii s-au atașat de acel stadion, totuși s-au realizat câteva performanțe frumoase pe el, atât de către Steaua, cât și de către echipa națională, deci e greu să treci, să ștergi din memorie vechiul stadion Steaua. Da, să vedem, poate că noul stadion o să fie cu noroc pentru noi și poate că pe el o să obținem două promovări consecutive și apoi performanțe în Liga 1 și în cupele europene. Să sperăm. De ce nu? Condiții sunt, din nou, condiții sunt, trebuie doar să se vrea. În caz că ați uitat, clubul Steaua este cel mai bogat club sportiv din țară, cu un buget anual de 18 milioane euro. 18 milioane euro. Niciun club din țară nu are un asemenea buget. Dacă nu mă înșel, CFR, care are cel mai mare buget, are pe undeva pe la 10-11 milioane? Până în 12, 12 sau 13 milioane au avut anul trecut. Gândește-te că anul trecut toate încasările nu au ajuns, cred că au fost spre 18-19 milioane anul trecut. Cu UEFA și cu tot ce a fost acolo, deci cu toată performanța care au făcut-o. Deci undeva s-a oprit la undeva sub 20 de milioane a fost suma. Da? Oricum, deci, aici vorbim despre echipe care joacă în Liga 1, au niște sponsori, au niște bani care vin de la drepturi TV, deci acolo e altceva. Maxi Kent ne scrie, se schimbă tricourile de joc pentru noul sezon? Steaua nu are site web, shop-ul e departe de a fi unul profesionist, marketingul doarme măcar să ia lecții de la Craiova, dacă nu din vest, nici pagina de Facebook nu avem ca lumea și e Steaua, unii din noi vor să cumpere. Dați-mi voie să vă reamintesc, prieteni, că nu există un shop al Stelei. Este vorba despre un partener care a primit dreptul de a vinde tricouri pe care apare emblema Stelei, dar acel shop nu este al Stelei. Un mare minus pentru clubul nostru aici. Mai departe, deci, cum a zis și Maxi Kent, marketingul nostru doarme. N-avem ce să facem, asta este situația, din păcate. Da, deci unii dintre noi vor să cumpere, dar să știi că tot unii dintre ei nu vor să vândă. Da, uite, chiar aș vrea să, nu știu, să fac cumva, să iau declarația lui Maxi Kent și să-l lipesc în frunte conducătorilor steliști. Unii dintre noi vor să cumpere. Asta zice un suporter. Asta zice un suporter stelist. Și eu cred că nu doar unii dintre noi, ci cred că toți am vrea să cumpărăm. Cred că toți vrem
să dăm niște bani pentru un fular cu steaua, un tricou, niște insigne, orice, orice. Că dacă nu le cumpăr pentru mine, poate le cumpăr pentru un prieten, cadou. Poate le cumpăr pentru familie, cadou. Nu contează, dar să am posibilitatea să cumpăr. Și să știu că sunt produse de calitate, pentru că atunci când le vinde clubul, da, știi sigur că sunt de calitate. Dacă le vinde un shop care în exact același spațiu comercializează tricouri FKSB-iste, ce garanții să am? Și de ce m-aș duce să cumpăr de acolo? Nu m-aș duce. Foarte bine zis, Maxi Kent, e de luat comentariul tău și, cum am zis, lipit în fruntea conducătorilor steliști. Răzvan Valentin îl completează pe Maxi Kent sau de la UTA, care și-a prezentat noul echipament și arată incredibil de bine. Să vedem. Să sperăm totuși că în noul sezon Steaua nu va mai avea tricouri galbene, oribile, din nou spun, oribile, nu-mi place absolut deloc culoarea galbenă, poate că sunt aici subiectiv și ok, poate că nu sunteți de acord cu mine dacă vouă vă place această culoare, dar mie nu mi-a plăcut niciodată și nu o să-mi placă niciodată galbenul. Este o culoare care tradițional este asociată cu lașii, cu lașitatea. Nu pot, nu știu, nici România, mie niciodată nu mi-a plăcut. Oricât de urâte erau tricourile acelea roșii pentru echipa noastră națională, niciodată nu mi-a plăcut tricoul galben. Nici ăla roșu nu mi-a plăcut și, sincer, a fost o alegere proastă pentru România să folosească tricouri roșii, dat fiind trecutul nostru comunist, dar nici cele galbene n-au fost frumoase. Nu. Puteam, cumva cred că puteam să facem un echipament tricolor, nu știu, să fie roșu, galben și albastru, poate să fie albastru culoarea predominantă, nu știu, orice se putea, dar acel galben nu-mi place pe tricouri și roșu și galben mi se pare cea mai nefericită combinație din totdeauna, dacă ai doar roșu și galben. Nu știu, acum puteți să mă contraziceți aici, e vorba despre o părere. Nu trebuie să fie regulă neapărat. Alexa Iulian Alexandru ne scrie site-ul. Nu știu dacă aparține Stelei, posibil ăsta să fie, dar poate nu. Aparține armatei, că am văzut și ceva cu armata produse. Și a pus site-ul magazin Steaua. Dar, Iulian, îți garantez eu că acest magazin nu aparține Stelei, este vorba despre acel partener al clubului nostru care a făcut un parteneriat cu Steaua și are voie să vândă produse pe care apare marca Steaua. Și îl salut pe Alin, cred că a intrat cu noi în emisiune. Alin Sandu, salut, Alin! Salutare! Dacă vrei să spui ceva, te rog frumos, ai microfonul. Te rog doar să oprești Facebook-ul la tine, că se face microfonie. Salut! 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 Da, e ok. Mă auziți? Da, te auzim. Te auzim. Nu știu de ce vă aud de două ori. Pentru că ai încă Facebook-ul pornit la tine. Bine. Acum se aude perfect. Nu mai este microfonul. Ok. Da, ce vrei să ne spui? Da, salut. Păi nu, vreau doar să vă spun că dacă intri pe magazinsteaua.ro, așa, spune magazin oficial și nu găsești niciun produs al FCSB-ului. Eu știu mai ce mult spui, dar ăsta nu este un magazin oficial al Stelei. Ok, zice, sub licența Steaua București. Da, dar nu aparține clubului Steaua. Deci asta e toată treaba. Magazin oficial al Stelei este un magazin care aparține clubului Steaua. Asta nu este. Noi știm de acest site și într-adevăr pe acest site nu apar tricouri. Nu apar niciun fel de tricouri, nici insigne, nici nimic. Am primit adică reclamații din partea suporterilor că la magazinul fizic, da? Deci nu la acest online, okay, acolo apar tricouri. Din drumul taberei sau unde o fi. Exact, exact. Da, asta e,
Drumul taberei numărul 44, zice aici că e adresa. Asta este. Okay. Nu avem ce să facem. Poate pe viitorul să o să deschide și magazin oficial al clubului, cum era înainte, lângă Păi ar trebui. Cimitiu. Eu nu știu cum să spun, dar e inacceptabil să fii dita mai clubul și să nu ai magazin propriu. Totuși vorbim despre cel mai important club din România și cel mai mare din partea asta a Europei. Că niciun alt club sportiv nu are performanțele noastre. Suntem campioni internaționali la fotbal, la handbal, avem medalii de aur la olimpiadă, la campionate mondiale. Lăsând, nu iau doar fotbalul aici, iau toate sporturile. Steaua este un club imens. Cum să nu aibă propriul său shop online? E inacceptabil. Da, pentru noi pasionații de și care iubim echipa, e așa inacceptabil. Dar pentru ei care sunt incompetenți, nu prea e așa. Uite ce ne scrie Maxi Kent, zice așa, sunt în UK și mă uit pe site la Glasgow Rangers sau la top 5 echipe din Anglia. Lux! Iar Steaua e la fel de importantă. Da, e la fel de importantă, dar nu este la fel de bine promovată. Gopu CSA zice așa, am o întrebare pentru voi. În site-ul clubului există trei culori ale stelei: roșu, albastru și alb. Da, păi acestea sunt culorile oficiale ale stelei. Noi știm tradițional că culorile stelei sunt roșu, albastru. Însă oficial Steaua are trei culori: roșu, albastru și alb. Numai că albul nu este menționat, este menționat mai puțin. Și noi suntem tradițional cu porecla de roșu albastru, de asta a rămas aici. E la fel ca ziua de naștere a stelei, știți? 7 iunie, dar de fapt societatea noastră a primit personalitate juridică de abia pe 1 august în 1947. Deci, în teorie, data nașterii, adevărata data a nașterii a clubului Steaua este 1 august, nu 7 iunie. Însă, noi mergem după 7 iunie pentru că data aceea are un simbolism care e mult mai important decât obținerea personalității juridice, dar aia nu înseamnă absolut nimic. Maxi Kent îmi dă și dreptate, zice că galben e urât. Oricum, de asta vreau să spun de magazin, că e destul de complet, e ok, multe accesorii, chestii, dar acum e urât, adică gen să te uiți pe magazin online și să mergi în drumul taberii, să ridici produsele și să vezi acolo că vând și tricouri cu FCSB. Adică Bun, dar fii atent că ne-a scris George Petre pe chat și zice așa: magazinul aparține SC Rod 94 Serv liniuță com SRL, cu o denumire ciudat de asemănătoare cu SC Rod Art 94 Invest SRL, cei care dețin fksb-magazin.ro. Deci E destul de clar cum stau lucrurile aici, dar nu avem ce să facem. Întotdeauna au existat oameni atârnache din ăștia care au căutat să facă bani pe spatele stelei. Întotdeauna. Nu este o surpriză că și ăștia vor la fel să facă bani pe spatele stelei. Asta este. Măcar din partea astora îi mai vine și stelei câte ceva, știi? Bă, poate puțin, puțin o să dispară și aia cu produsele lor din magazine, din magazinul fizic, că oricum pe mine nu mă deranjează să-mi iau un hanorac sau o șarfă cu Steaua de pe magazinul online atâta timp cât e cu Steaua, adică morților ei să susțină ce echipă vor ei. Dacă se fac lucruri serioase la club, dacă vom avea un marketing serios la club, atunci o să mai fie probleme, îți dai seama. Da. Atunci o să fie foarte frumos tot, o să avem propriul nostru shop, toate aceste magazine pirat care vând tricouri cu Steaua o să fie închise și suporterii o să se poată bucura de materiale de calitate, materiale originale cu emblema stelei. Au tricou cu de la echipa de rugby. Da, știu, sunt și tricouri de la rugby, da.
Da, băi, așa ar trebui. Noi ar trebui să avem magazinul nostru cu mare Barcelona. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu ce are Barcelona acolo la ei. Barcelona are în oraș și magazin în oraș, dar are magazin și muzeu la stadion. Și nu unul doar care are magazin, dar are un magazin imens la stadion. Imens. Deci e posibil să avem o surpriză și să facă și ei magazin oficial în cadrul stadionului. Eu nu mi-aș ține respirația, eu atâta vreau să-ți spun, știi? Adică e posibil, dar nu prea am încredere în ei să fac. Nu crezi? Nu știu ce să zic, nu prea cred. Nu prea cred Da. pentru că tot aud Deci că... scuze n-ar avea, deci scuze n-ar avea, Aia știi? clar, aia Bine, clar. ăla din de lângă Cismigiu e centric, toată lumea știe de atâta timp, dar să aibă un magazin oficial în incinta stadionului cu program normal de luni până vineri, ar fi ok, bine, și deschis la meciuri. Da. Nu, deci de ce nu cred eu? Nu cred pentru că am observat deja cam care este direcția pe care o urmează conducerea clubului nostru. Au deschis terenuri noi de tenis și în loc să fie date acele terenuri pentru sportivii steliști ca să se poată antrena, au fost scoase la închiriat. Mă gândesc acum că poate la fel s-a întâmplat și cu echipele de juniori ale noastre. Nu s-au putut antrena copiii noștri pe terenurile noastre pentru că acele terenuri au fost închiriate altor cluburi ca să se antreneze ele acolo. E posibil. Dacă nu avem acces la contracte și în astea, nu avem cum să știm, dar e posibil să fie așa. Și la fel de posibil este ca acel spațiu comercial din stadion să fie închiriat altor firme. Și să nu, Da. Steaua să nu-și facă nimic. Am văzut aici că Coco CSA ne-a scris că Miu a spus că o să se ocupe și de marketing, o să fie tot ok. Vom vedea. Vom vedea. Noi nu prea plecăm așa pe promisiuni, nu prea ne entuziasmăm. Dar văd pe Lucian Fătu că este fericit, zice Hala Madrid, Barcelona 2 la 8, cu referire la meciul cu Bayern München. Oribil meci. Oribil Da. pentru Barcelona, pentru Bayern München un meci incredibil. Dar un meci care mi-a dat din nou dreptate, mai ales când am spus că Thomas Müller este un fotbalist de 1000 de ori mai bun decât Messi. Ce zici, Adi? Am dreptate aici. Eu am să fiu cinstit și sincer cu tine, nu-mi place Thomas Müller, poate să mai nască de 10 ori, are Ieși, mă, meciul lui la acasă, mă. gol, dar Du-te nu-mi de aici. place, nu, este un Du-te. fotbalist pe care nu că l-antipatizez, mi se pare că nu are nicio calitate. Pleacă, Dar mă, că nu știu fotbal. asta nu înseamnă că nu are lipici la gol sau că a intrat degeaba în echipa lui Bayern. În meciul ăla știi ce a fost? Au pus cruce și au bătut cuie în Câte goluri sicriu a dat generației Müller în Messi. meciul cu Barcelona? Că eu nu știu. Poftim? Câte Cred că a goluri a dat dat în meciul 3 cu cel Barcelona? puțin. Păi Müller a dat 2. Bă, nu știu, în comparație cu Messi e greu pentru că e incredibil jucătorul ăsta, cum pasează, Bă, nu știu ce cum să zic. marchează, cum de toate, adică iese campion și la goluri marcate și la pase date, la decisive, la pase de gol, adică pf, știi cum Antohi este? e peste Messi, man. Eu l-am Da. văzut. Antohi în fața porții e mult mai pragmatic ca Messi. Da. No, eu nu glumesc acum, vă spun sincer. Adică îl văd. Poate Chipirliu îi depășește pe anul 12. Antohi la Steaua a demonstrat că poate, dar dacă luăm pe Messi la Steaua, eu nu cred că o să facă față. Și acum nu glumesc, acum vorbesc foarte serios. Messi în Liga a 3-a din România sau în Liga a 4-a nu cred că ar face față la fel de bine cum a făcut Antohi. Eu spun că ar fi fost interesant, dar nu a mai apucat, să-l vedem pe Messi jucând în Italia sau Anglia. O echipă chiar de vârf, dar să-l vedem jucând și să vedem cum se No. comportă. Pentru că No. de 10-12 ani toată lumea trage pentru Messi. Oricine vine la Barcelona joacă pentru Messi. Aș fi vrut să Sai. văd și rolul invers, cum Messi joacă pentru echipă. Nu poate. El nu poate să joace pentru echipă. Nu știe să joace pentru echipă. Ei, nu poate, hai, frate. Nu poate. Nu, nu. Să știi, Deci, uite-te, deci nu spun a asta putut ca un Cristiano atac la Ronaldo, adresa lui. a putut Cristiano Ronaldo, poate Aguero, și o grămadă de Alin, jucători care sunt dar acolo. nu spun Mai aici. Cristiano deja jucase în Anglia.
Alin. Da, da, a jucat în Cristiano confirmat. Cristiano la 32 de ani a confirmat în Italia, jucând, părerea mea că joacă la 50% acum din ce juca la Real. Și tot are cel puțin, nu știu, 50-60 de goluri date în 2 ani la Juventus. Da, deci Cristiano a confirmat în toate campionatele și Cristiano, da, deși nu are o națională a Portugaliei extraordinară, bă, a luat un trofeu cu Portugalia, a dus un trofeu. Da. Ceea ce Messi cu Aguero, cu Di Maria, cu Dybala. Asta demonstra că n-au avut antrenor, n-au avut echipă, nu știu, nu s-au... No, Alin, eu nu l-am atacat pe Messi când am spus ce am spus despre el. Ăsta este tipul de fotbalist, Messi. Vrei să spui că în 3 turnee care... finale Messi n-a avut antrenor la Argentinie? Da, bine, nu știu. Deci Messi are nevoie de o echipă care să joace pentru el. Ideea e că toată lumea a vrut să-l vadă pe Messi la turnee finale, știi? Adică da, dar el nu este jucător. Dar el nu este jucător care să tragă o echipă după el. Deci el nu poate singur să decidă un meci. Asta să fie clar. Nu poate. Trebuie să joace toată echipa pentru el și atunci el, într-adevăr, el are calități. Băi, deci dacă echipa joacă fotbal, adică e ofensivă, păi bun, e tu clar spui mie că Argentina nu a jucat fotbal? Bă, n-a avut și un pic de ghinion în finala cu Germania. Sunt trei turnee finale. Messi are 12 ani de când joacă la Naționala Argentina. Deci vorbim deja de trei mondiale. În trei mondiale, Messi n-a confirmat. Și ăsta e mare regret al lui Messi. Acum știi cum e? Ați intrat amândoi într-o discuție care eu cred că nu neapărat că e inutilă. Eu spun așa, în calitate de microbist. Pentru faptul că i-am avut și pe Cristiano și pe Messi în ăștia 10 ani, eu sunt un om norocos. Da, pentru că am văzut doi fotbaliști, că e mai bun Cristiano, că e mai bun Messi. Că, uite, vă spun ceva și te-am mai spus și ție, Adi. Pentru mine, cel mai bun fotbalist pe care l-am mai văzut ca și talent, pentru mine va rămâne Ronaldinho. Și n-am să uit niciodată, deși nu țin cu Barcelona, ce făcea Rivaldo la Barcelona. Da? Dar asta nu înseamnă că ăștia doi nu sunt cei mai mari. Dar trebuie să luăm în considerare un lucru. S-a și jucat mult pentru ei. Însă, respectul care trebuie să reziste și pentru Cristiano și pentru Messi e următorul. Am asistat la momentul de față, în ultimii 15 ani, la un fotbal care n-a mai devenit fotbal și care a devenit fizic. Adică este tot mai greu să dai gol. Se joacă tot mai mult fizic și cu toate astea, în condițiile astea, băieții ăștia amândoi au dat 1000 de goluri. De goluri. Da. Deci în condițiile în care fotbal nu se mai joacă așa cum știm noi că se juca când era mai mici, băieții ăștia doi au dat 1000 de goluri. Da. Oricum ai luat-o, deci oricâte contre ar fi, că ăla e mai bun, că ăla e mai slab. Ăștia doi au manetat fotbalul împreună. Au fost ani în care n-aveai cum să spui că Cristiano n-a fost cel mai bun. Că a dat 80 de goluri într-un an. Da? Și erau momente când Cristiano lua mingea, dribla câte 3-4 și șuta de la 20 de metri. N-aveai cum să spui că ăla nu e fotbalist. Așa cum și Messi consider că e fotbalist. Da? Adică ai contestat calitățile lui Messi, nu cred că vine cineva să-i conteste calitățile lui Messi. Nu, nimeni. Da, nimeni. Da, pot să spun atât. Messi, să nu uităm că i-a avut în cârcă ceea ce Cristiano n-a avut. Aici atul lui Cristiano, din punctul meu de vedere. Cristiano nu l-a avut nici pe Deco, nici pe Xavi și nici pe Iniesta. Nu i-a avut 10 ani. Dar eu nici nu știu dacă Cristiano s-ar fi impus la o echipă ca Barcelona. Da, e Cristiano când s-a dus la Manchester, el juca singur, își lua mingea din extremă și o făcea singur. El avea păstori. Asta e stilul lui. Roy Keane, deci el oricum nu depindea. Adi, Cristiano a avut vână și tale. Da, ăsta e stilul lui. Zlatan, de ce nu s-a impus la Barça? Păi el a spus-o în cartea lui. În primul rând, nu avea cum cu Guardiola, care făcea tot jocul pe Messi, era greu. Zlatan trebuie să joci pe el. Făcea tot jocul pe Messi, dar toată echipa juca bine, adică când juca cu Guardiola. Stai puțin, că nimeni nu neagă chestia asta, că îți dai seama că la nivelul ăsta vorbim despre super jucători. Adică trebuie să fii ultimul prost să spui că Xavi, de exemplu, nu știe să joace fotbal sau Thiago Alcantara sau cine vrei tu. Da? Deci ăștia sunt mari jucători. Dar tu trebuie să înțelegi că ce am zis eu nu este neapărat o critică la adresa lui Messi. Nu, dar oricum îmi place amândoi și îmi place mai mult stilul lui Messi, dar nu înseamnă că, cum a spus și Adi, Cristiano nu e jucător bun, este fenomenal. Cristiano e mai complet. De Messi. Cristiano e mai complet decât Messi. Nu un pic, Adi, hai să-ți dau un alt exemplu. Din punct de vedere fizic. Un alt exemplu de Messi este Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy
Are nevoie de echipă să joace pentru el, dar atunci când echipa îi dă mingea și îl pune în poziție de finalizare, Ruud van Nistelrooy îl punea, scuză-mă că s-a retras, nu ierta niciodată. Deci Ruud van Nistelrooy niciodată nu dezamăgea. Echipa lucra pentru el, dar și el răsplătea echipa pentru munca depusă, înțelegi? Și mai e un jucător care nu v-a plăcut la niciunul dintre voi și aș fi în stare să mizez pe chestia asta. Ba, cred că n-a plăcut la nimeni. Bă, dar era o mașinărie de goluri și atât de antipatic mi-a fost băiatul ăsta, dar era atacat. Dudu Georgescu. Inzaghi. A, nu, Inzaghi. Dar ce vorbești, dar cum să nu-ți placă Inzaghi? Mie nu mi-a plăcut Inzaghi în viața mea. Dar dacă stai să... Deci, dacă cine stătea să-l urmărească pe Inzaghi, nu în momentele când dădea gol, în momentele când nu avea mingea, permanent băiatul ăla știa unde să stea. Ca și Van Nistelrooy era mult mai clar și avea execuții. Dar Inzaghi... Deci dacă tu jucai minge pe Inzaghi în 10 metri, că jucai colțul lung, că jucai colțul scurt, că venea și dădea cu capul, bă, ăla avea lipici la gol. Ăla știa, deci ăla mirosea golul. Ăla fusese, îți dădea gol cu tibia, cu crampoane, cu orice. Cu ce nu dădea gol? Ce nu dădea gol, mai puțin din, din execuții normale. Da. Da? Da, a fost fotbalist Inzaghi. Asta înseamnă că dacă mie nu-mi place sau ție îmi place, putem spune de un... Aici. Deci dacă nu-ți place, n-ai cum să spui că fotbalistul ăla nu e bun sau e bun. Dar nimeni nu, din nou o spun, ești prost dacă spui că ăla... Păi ăla e plătit cu 20 ceva de milioane ca să joace fotbal. Și noi venim acum și spunem că nu știe, ne facem de rușine. Mă, voi mai țin de pe Ravanelli? Ravanelli vă mai spune ceva? Stați-mă un pic, că tot vorbim. Hai să discutăm... Tot așa pe lângă, ați văzut documentarul de pe Netflix cu Anelka? Nu, eu nu l-am văzut. Trebuie să-l urmăriți, destul de interesant. Vă fac o recomandare așa. Da. Chiar așa se numește Anelka? Da, îl găsești. Păi da, scrii numai numele acolo pe Netflix și îl găsești imediat. Aha. Oricum, probabil că o să-ți fie sugerat acum dacă ai vorbit lângă telefon sau lângă calculator și... ai vorbit la microfon numele Anelka, sigur când intri pe Netflix o să-ți apară că așa funcționează algoritmul AI-ului. Ești ascultat ca să poți să fii... E incredibil, da, pentru că eram în mașină și m-am dus să cumpăr ceva de la un magazin, de la Leroy Merlin și fără să fac nimic mi-a părea că recomandare acolo, adică fără să am... Marc nu doarme, să știi. Da. Hai să te întreb și pe tine, Alin. Am discutat despre Messi, am discutat despre magazin, dar hai să te întreb acum și pe tine. Spune-mi și mie părerea ta, ce s-a întâmplat de a obținut Steaua doar 17,5 puncte la clasamentul ăsta al Academiilor? Nu, deci doar făcând o comparație cu anul trecut, mi se pare incredibil că a putut să scadă atât de mult. Deci n-avea cum, deci cel puțin aceleași condiții ar fi trebuit să fie și anul ăsta. Cel puțin. Adică, nu știu ce să cred. Mi se pare ciudat. Atât de mare, nu știu cum. Adică doar să fie rea o intenție din partea lor, nu știu, cu documente, să nu fi depus tot ce trebuie, nu știu. Adică... Eu mă uit pe site-ul FRF și aici zice că proiectul a fost configurat cu sprijinul companiei olandeze NMC Bright. Cu peste probabil că ăia vorbea în olandeză și ai noștri în română și nu s-au înțeles. Pula. Eu asta zic, adică nu știu ce dracu să fi făcut aici, că străinii ăștia cu siguranță au venit cu un program din ăla de computer unde au băgat numai niște informații. Și la sfârșit programul le-a dat scorul, știi? Că... Nu știu ce să zic, adică mă surprinde. Adică... Este devastator. Să zicem că poți să scazi câteva puncte, anul, nu știu, 10 puncte, nu știu, 15, dar 40 de puncte, adică nu știu. Deci este devastator pentru că aici FRF zice foarte clar, practic 1% de 78% din academii au evoluat la nivel calitativ. Da. Deci noi nu. Și măcar să știm că măcar Steaua, am bătut... Numai Steaua. Da. Aș fi curios eu să văd care au fost bugetele alocate a celorlalte echipe, știi, care sunt peste noi. Dar nu te gândi că clubul sportiv școlar Sebeș are buget mai mare decât Steaua la fotbal, că este imposibil. Clubul sportiv Hunedoara, Juniorul Suceava, sunt curios câți bani au investit ei ca să ajungă pe loc, nu știu, și mi-au venit la 10 puncte de noi. Hunedoara la 20 de puncte de noi. Nu știu, e ciudat.
LPS Suceava are 32,2 puncte, văd acum în față, îți dai seama, aproape dublu față de noi. Da. Nu există explicație, nu știu. Adică eu sper să existe explicație, pentru că, din nou zic, m-aș bucura să aflu că a fost o eroare. Poate fi o greșeală. Da. Ori e greșeală, ori era intenție, nu știu. Da. Aiuriții din conducere au uitat ei să trimite ceva documente și de asta este așa. Dar, de fapt, noi avem una dintre cele mai bune academii din țară. M-aș bucura de chestia asta. Însă, în același timp, știu că m-aș minți să cred că ăsta este adevărul. Pentru că în ultimul an, poate te-ai uitat da, și tu. M-au mers lucrurile și... Noi nu am avut niciun fel de rezultat la nivel de juniori. Da. N-am fost în Liga Elitelor anul ăsta. Deci am fost varză, zero, nimic. La nivel de copii și juniori am fost varză anul ăsta. E trist pentru noi ăștia care suferim așa aiurea până la urmă, că ăștia parcă se joacă așa, n-au nicio treabă. Da, ei își bat joc de noi. Ei își bat joc de noi. Noi n-au nicio treabă. Nu, dar nu înțeleg. Deci Doamne ajută să nu avem dreptate și Doamne ajută să fi fost o eroare acolo. Noi să avem o academie de top și această academie, că asta e cel mai important, să producă juniori în anii următori. Să scoată juniori pentru echipă, să avem și noi stăliși de ai noștri și să-i vedem cum promovează și fac performanțe cu echipa. Sunt curios dacă cineva din club va asculta... Nu că te asculta, ei ne ascultă, dar ne jură eventual, ne-am obișnuit și noi. Mai transmit la alții că suntem niște nei ca nimeni și că suntem, nu n-a zis, cum ne-au zis, suntem ca niște derbedei și că n-avem altă treabă, suntem niște oameni care n-avem ocupație, am fost și dinamoviști, Dinamoviști, aia mi-a plăcut, mie cel mai mult. Da, și cineva mai sunt, poate, habar n-am, nu știu, adică, până că ești de noi. A mediatizat chestia asta. Era un om care ne asculta emisiune de emisiune. Stai niște că ei știu ce vorbim noi. Ei știu că ne facem praf. Dar nu mă interesează. Dar nu, tocmai interesează. Pentru că nu interesează, da, ei vom face praf. Îi interesează, dar nu vor să facă nimic. Adică n-au nici curajul să facă ceva, nici voință. Că până la urmă toată lumea are de câștigat dacă și ei își fac treaba bine. Dar uite, să știi că ei n-au de câștigat. Pentru că... Bine, oamenii corect zic, știi, nu ei, că ei n-ar trebui să fie la echipă, știi, n-ar. Hâncu nu e evaluat prin rezultatele echipei de fotbal, e evaluat după alte criterii. Și noi nu știm care sunt aceste criterii, știi? Pentru că, uite, Boroi, de exemplu, a fost ținut în funcție 13 ani, dacă nu mă înșel. Au fost 13 ani în care pur și simplu ăsta a distrus clubul Steaua. L-a distrus, deci nu exagerez acum. De la un club de top, Steaua a devenit un club mediocru. Uitați-vă că nu mai câștigăm nimic la aproape niciun sport. Acum ne-am bucurat, clubul s-a bucurat anul ăsta că a promovat din nou echipa de volei. Dar anul trecut echipa de volei era în Liga 1 și anul ăsta a jucat în Liga 2 pentru că a fost mutată intenționat de Cârlan, mortul. Ce s-a întâmplat acolo? Că nimeni n-a venit să ne explice de ce a mutat Cârlan echipa de volei din Liga 1 în Liga 2. Pur și simplu ca să joace în Liga 2 un sezon? Că uite că acum a promovat. Deci noi am pierdut un sezon aiurea. Da. Care a fost motivul? Care a fost logica acolo? Să ne explice și nouă. Că pentru Steaua este umilitor, vă dați seama. Eu sper că nu vă gândiți că nu n-a însemnat nimic. Ba da, a însemnat foarte mult. Este umilitor pentru clubul nostru să joace în Liga a doua. Chiar dacă e vorba de volei. Un sport pe care poate că nu-l urmăresc oamenii. Ce ne facem? Că dacă ei fac chestia asta cu voleiul, poate că la un moment dat o să facă și cu fotbalul la fel. Ce ne facem atunci? Da. Că de fotbal ne place. Pentru ei nu contează, da. Nu contează. Și acum îți dai seama că îl mai poate cineva trage la răspundere pe Cârlan care a murit? A scăpat ăla. Asta este. Da. Situație de rahat, din păcate, la clubul nostru, n-avem ce face.
Da. Aș mai vrea să mai intre cu noi alți oameni sau să ne scrie pe chat părerile lor despre ce s-a întâmplat cu această academie, că, nu știu, mi se pare un subiect care nu cred că trebuie ignorat. Deci chiar nu cred. Eu în toată viața mea fotbalistică, vreau să spun așa, am fost un fan al cluburilor care investeau în tinerii fotbaliști. Mi-a plăcut. Eu o să intru să văd dacă pot să găsesc, nu știu, dacă au puse public bugetele la astea, care, la astea mici, club sportiv, nu știu ce, blam, blam, blam. Dacă sunt private, să nu. Dacă sunt private, nu, dați garantez eu, Alin, că nu au bugete mai mari ca al nostru. Deci măcar, să le arăți că știi că nu au, știi, adică pe documente, pe pana mea, adică nu știu cât intră la copii. Da, hai să vorbim așa, sincer. Crezi că liceul cu program sportiv Iolanda Balaș Söter Buzău, care ocupă locul 20 cu 69,16 puncte, are buget mai mare ca Steaua? Da. Noi nu știm câte terenuri de joc au și ce condiții au. Nu contează, pentru că este un liceu. Da. E un liceu. Da. Nu se deci, plânge întreaga țară că nu există bani la liceu și la învățământ. Mai era liceul ăla cu profil sportiv, Mircea Iliade. Ăla mai activează? Mai e pe aici? Nu-l văd aici printre acestea, dar e posibil să nu fie văzut ca o academie de fotbal. Sau poate nu-l găsesc eu, nu știu. Poate că nu face parte din acest studiu. Că noi eram asociați cu ea înainte, pe vremuri. Nu. Era FCSB-ul asociat cu ei. Bine. Da. Noi nu. Noi întotdeauna am avut propria noastră. De când eu, când mi-aduc, de Mircea Iliade, când mi-aduc, nu știu, acum 15 ani sau poate mai puțin, nu aveam în calcul FCSB, știi, eu eram... Da, știu ce zici. Dar nu, noi am avut întotdeauna... Pe mine nu mă deranjează că s-au făcut, adică, da, bine, în acte nu era Steaua, dar... Nu mă deranjează să mă detașez de trecutul ăla, știi? Pentru că, panama, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, aia e. Că am ținut cu Steaua și că am strigat cu Steaua, bravo mie, nu știu. Dar m-am detașat de trecutul ăla, de trecut și gata, nu știu. Adică nu m-a afectat atât de mult, chiar dacă am pus pasiune și poate chiar am plâns, știi? Nu are de ce să mă afecteze, să mă detașez, când știu că era un club impostor, adică totuși. 9 cluburi care anul trecut nu au fost înscrise în acest studiu sunt peste noi în clasament. 9. Deci 9. Steaua are de departe cea mai mare scădere. 17,5 puncte anul ăsta, de la 56,7 anul trecut. Cea mai mare. Deci este penibil. Absolut penibil. Este. N-ai ce să faci. Da. LPS Bacău are 0 puncte. Anul trecut au avut 7,9. Ăștia-s de pe ultimul loc. Ce să mai zicem? Ce, ăștia au avut 36 și acum au 8. Da. Oprița a zis că o să mai transfere el 2-3 juniori în acest sezon. Că are nevoie echipa. Dar, na, să vedem pe cine transferă și în orice caz ce fel de juniori o să fie. Cei pe care i-a luat până acum, de ei știm destul de puține. Pentru că, na, fiind juniori, nu prea au un istoric chiar atât de puternic în fotbal. Este vorba despre Ștefan Mușat. Portar venit de la Viitorul Constanța, un portar foarte înalt, din câte am înțeles, peste 1,90 m ceva. Da? Un jucător cu numele Udeanu, fundaș stânga, și Nicolae Dragoș, un alt jucător, fotbalist ofensiv, ăștia au venit până acum, juniori. Nu știu care este treaba cu Udeanu, pentru că el a venit pe postul de fundaș stânga, pe care noi îl avem deja pe Adilie, și el
un fotbalist tânăr, dacă nu mă înșel, are 20 de ani. Deci cred că s-ar încadra la regula asta de sub 21 de ani. Și tot pe acest post cred că a venit Beța, dacă nu mă înșel, sau Călințarul. Da. Dar Călințarul, la Călințarul mă refeream. Călințarul, de fapt, este fundașul stânga, nu Beța. Dar și cred că și Beța poate să joace acolo. În orice caz, îl ai pe Adi Ilie, fundaș stânga, îl ai pe Călințarul. Acum îl ai și pe băiatul ăsta, Udeanu. Eu nu știu cum da, o să-i joace. Ziceau Plița că sunt dubluri pe post și sunt destul de... Da, dar cum de apropiate de... Cum îi joci? Nu știu. Păi să rupă fiecare la antrenamente, să fie cel mai bun. Da. Asta ne ajută. În orice caz, e bine. E bine concurent. Că a venit Chipirliu, băiatul ăsta, în atac. Un atacant de 28 de ani. Experiență are, calități are, să sperăm că și-a revenit după accidentarea pe care a suferit-o în ultimii 2 ani și să sperăm că Oprița îl poate readuce la forma pe care a avut-o la Juventus București în 2017. Atunci a marcat 30 de goluri în 28 de meciuri în Liga a doua, o performanță destul de importantă. Da, voi, păi nu vezi că golghetii României de câțiva ani încoace sunt de la, nu știu, 12-13 goluri, așa, 14. Zic. La un campionat mare. Care... E incredibil. Da. Păi gândește-te că a transferat CFR-ul acum un atacant de la Hermannstadt, parcă de Beliu. E un croat, n-a auzit nimeni de el. Adică un CV modest, da? E, ăsta a venit și a dat 12 goluri în România. Nu-i contest calitățile, deși n-am văzut meciurile lui Hermannstadt. Dar îți dai seama cam unde e campionatul României dacă un jucător care n-a avut niciun CV, cum venise și Montini. Montini nu jucase decât Liga 3 din Italia. Băi, Liga 3. Da? Deci a venit din Liga 3, iar în România deja ajunsese, era atacant de cura porții, chiar trebuia să fie niște măsuri. Montini a fost la Dinamo. Montini a fost la Dinamo. Și sunt multe alte cazuri în care jucători care nu spuneau absolut nimic, nici în ligile inferioare de afară, veneau în România și rupeau plasele. Ăsta a ajuns campionatul României, adică am avut vremuri când aveam un Wesley, un Pereira, aveam un De Zerbi, da? Au fost, sunt Mărtean, au fost și vremuri când în România au fost fotbaliști. Da. Nu, adică am avut și atacanți, da? Că Dănciulescu era totuși atacant față de ce avem astăzi aici. E, da? Codiu Niculescu era atacant, da? Ciocoiu era atacant, da? Da. Și Mudica avea cifre. Bă, am avut fotbaliști. România a avut și fotbaliști, n-a avut numai Nutreț combinat. Da? S-au dus vremurile alea. Deci astăzi poți să iei un fotbalist din Liga 3-4. Deci în România este foarte, foarte ușor să iei campionat. Eu spun că dacă avea un buget de vreo 2 milioane jumate, 3, și ai 2-3 impresari care nu vor să te ardă, tu iei campionatul în România. Uite, eu vă dau exemplu, am mai vorbit de Joița. Joița a adus jucători cum e Hamza, cum e Bugema, l-a adus pe Albin, da? De jucători care n-au zis nimeni de ei, din Tunisia. Poți să te duci să ții jucători din Liga a doua și a treia din Franța, de moare lumea. Defilezi cu ei în România, cu salarii de 3-4 mii de euro. Să vedeți jucători de la ligile inferioare din Olanda. Te crucești. Deci te crucești. La noi s-a aduc niște ciumfei. Deci poți să iei campionatul România lejer. Mâine, dacă un impresar are interes să facă o echipă la un club de la noi, în Olanda, în Belgia și în Franța, dacă se duce, ia oricând fotbalist mai bun decât Florinel, Man și ce mai avem pe la alte echipe. Deci lejer găsești, doar să ai interes să faci chestia asta. Campionatul României e slab, dar e slab și pentru că mulți nu își dau interesul și sunt doar parse. Da? Da, exact. Adică, uite, vă dau două exemple. A venit Pereira ăsta, Baptista la CFR, a păpat vreo 700.000 de euro, dacă vă vine să credeți. Văd 700.000 de euro. Și n-a jucat niciun meci, nu? Da. Da? 700.000 de euro și își făcea unghiile și mânca la restaurant la Da Vinci, că tu știi unde e Adi, în Cluj. Se ducea și mânca liniștit câte o vită, totul era bine și frumos. Dar a jucat vreun meci? Cred că l-a băgat două meciuri câte 10 minute, dar era copt. Deci realmente era copt. Și da? Pe la cine l-a adus? Un impresar care a fost tot așa bine intenționat. Da? Și avea 55.000 de euro pe lună, Baptista. Da? Chipciu are 35 sau 40.000 și nu poate să stea în ghete. Deci când vor să te ardă impresarii, te ard. Da? Vă mai dau un exemplu. A venit tot unul la CFR, că astea sunt cazuri care le știu. A venit un fundaș central de la Goianense, era capitan. Băi, a fost frică lui Dan Petrescu să-l dezbrace. Deci nu l-a băgat decât, mi se pare, o repriză sau două într-un meci de cupă.
și i-au dat la semnătură 50 sau 100 de mii și a mai încasat pe la CFR vreo 200 de mii în anul ăla, plus ce a cheltuit Mara, care recent a plecat de la CFR, că nu l-a mai suportat aia. A făcut niște nenorociri acolo, de nu există cuvinte. Da? Și uite așa, într-o singură, v-am dat doar în două exemple, cum poți să arzi de 1 milion de euro în România un club? Bă, sunt 1 milion de euro. Viitorul Constanța are buget de 2 milioane jumate. Ăștia i-au prăpădit în două dalea. Și mai am exemple, dacă vreți să continuăm. Cine vrea să facă treabă, face. Cine vrea să ardă, arde. E simplu. Da. Scuze, adică am monopolizat. Sper să ne vedem treaba noastră și să ne facem treaba. Pentru că dacă ai interes să faci echipă, și la Steaua poți face echipă. Dacă ești bine intenționat și impresarii nu vor să te ardă și toată lumea își dă interesul și trage la aceeași căruță, se poate face treaba. Deci reține, se poate face treabă. Deci poți să găsești fotbaliști buni. Uite cum l-a adus. Bă, oala săla pentru Liga 3 și cu Chipiriliu. Chiar sunt niște transferuri foarte bune. Bă, Genaro la fel. Deci, acum, ce-i al lor? Cine i-a adus? Bravo lui. Eu l-am înjurat pe Oprița. Vorba vine, l-am înjurat. Mie nu mi-a convenit că ei nu au vrut să joace în Liga 3. Nu și-au asumat răspunderea. Da? Chestia asta nu mi-a convenit. Și nu o să mă ascund. Chiar dacă pentru mine nu e o performanță că Oprița a promovat din a 4-a în a 3-a. Va fi o performanță pentru Oprița dacă va promova din Liga 3-a în Liga 2-a. Fără probleme. Atunci, da, o să-i spun, Daniele, mă înclin, bravo ție. Uite, ai făcut o echipă, cu toate că nu ne păcălim. Nu e nici Liga 3-a vreun championship, da? Deci să stăm cu picioarele pe pământ totuși, da? Să nu uităm ce fotbal avem la prima ligă. Deci nu vreau să știu ce e în ligile inferioare. Păi da, de aici încolo mai pot să zic eu performanță. Când am jucat cu unii care în repriza a doua minutul 50 erau gata, putem să vorbim de fotbal. Da? Deci să stăm cu picioarele pe pământ și să fim realiști. Da? Dacă se vrea să se facă treabă, se va face. Da? Dacă lucrezi cu impresarii care trebuie, dacă n-ai de unde să știi ația jucători. Da? Cluburile mari asta fac. Au o plasă de impresari. Da? O plasă, efectiv. Da? Și în București, tu dacă Steaua București pe tine te interesează să te atragi junior și tu ai bază, la cum se prezintă fotbal din România la momentul actual, păi tu dacă condițiile care le ai, tu ai putea să iei toți fotbaliștii din București. Pentru că eu ca părinte, eu unul. Eu atunci așa. Bă, tata, cum? Te duci și te înțelegi cu toți profesorii de sport, cum se făcea pe vremea lui Ceașcă. Așa se făcea. Te duceai în toate școlile și era colai. Dar așa se făcea. Da. Așa fac ăștia afară. Triază pe toate liceele și toate școlile. Nu există să nu se știe dacă e vreunul talentat, ea lor. Da? Îi se dă o hârtiuță. Uite, ești interesat, vină la noi la o selecție. Vină să te vedem. Dacă ai interes. Da. Dar da. Când interesul clubului este ca academia ta să fie pe locul 69, să mă iertați de poziție, da? Când interesul e să fie pe 69, deși bugetul clubului e de 18 milioane de euro, deși tu ai un stadion finalizat și ai mai finalizat un teren în care ai băgat 300 de mii de euro, știm cu toții ce ne așteaptă. Pământul de flori și cu îngrășămintele. Nu o să înțeleg, nu știu, o să încerc, dar nu cred că o să înțeleg vreodată cum am reușit așa ceva. Mă uit un pic pe chat, Alex Alexander ne întreabă, Hâncu a fost reales comandant chiar în ziua în care am promovat în Liga 3-a? Nu. Nu, cred că i-a fost prelungit mandatul cu încă 6 luni. Și au făcut băieții ăștia totul pe ascuns, așa, tăcut, ca să nu se supere nimeni. Nu vor să anunțe. Rareș Chira îl propune pe Ogăraru pentru centru de copii. Din păcate nu cred că o să vină Ogăraru. Nu, dar și el vrea să meargă la o echipă, ceva, nu așa să... Adică... Păi nu, dar nu cred că o să vină Ogăraru pentru că ne-a povestit Lucian Fătu mai de mult că sunt niște conflicte acolo între Oprița și Miu și că Miu este în tabără cu Ogăraru. În fine, nu mai redeschidem acest subiect. Dar Ogăraru ar putea să vină dacă ar vrea Steaua să investească în tineri. Dar depinde de ce vrea să facă el. Da. Pițurcă, anul trecut, când a fost vorba să vină la noi la echipă, el a zis că vrea garanții că o să se investească în academie. Ei, pe Pițurcă nu l-au adus la echipă și nici garanțiile alea nu le-au dat. Și avem rezultatul acum. Așa, George Cristian zice că nu înțelegeți de ce Talpan nu poate ajunge în fruntea clubului. Cine se opune? Omul ăsta merită. Păi se opune... Se opun cei care l-au ajutat pe Gigi Becali în toți acei ani în care el ne-a mințit că echipa lui este Steaua, ăia se opun. E simplu. Noi v-am mai spus, să nu credeți că Steaua, pentru că a câștigat acele procese, a scăpat de necazuri. Nu. Și
Și o să vedeți că după ce câștigăm procesul pentru palmares, cei din club nu o să facă nimic pentru a se asigura că FRF o să recunoască palmaresul Stelei. Foarte important, prieteni! Acum nu mai poate să spună nimeni că nu suntem afiliați la FRF. Deci noi ar trebui să fim trecuți cu palmaresul nostru pe site-ul FRF, iar FCFCSB ar trebui trecut cu palmaresul ei la UEFA. Foarte sunt important. Curios, sunt curios. Foarte tare important. Curios. Hai să vedem, că aici iar o să-și dea liderii noștri, marii noștri lideri, examen. Să vedem. Iau măsuri ca să corecteze asta? Sau o să plece capul? Eu cred că o să plece capul. Reacția lui Helmut spune că nu va rezista financiar la un asemenea stadion în Liga 1, în Liga C. Ducadam mai spune... Nu înțeleg ce vrea să spună Alexandru Iulian Alex, aici îl rog să rescrie. Că nu o să avem bani să întreținem stadionul, bla bla bla. Aia-s povestea. Știți care e treaba? Haideți să o spunem pe aia dreaptă. Ducadam nu este vreun om... vreun intelectual, dar el este un fost sportiv. Da, același discurs îl are, dar o grămadă de timp. Hai să nu-l mai credem pe el că nu, când își dă cu părerea despre economie și administrare. Haideți, vă rog eu frumos, lăsați-l în pace. Vorbește să vorbească, care tot dreptul, dar nu înseamnă care și dreptate. Da, mai să mai vedem. Călințarul joacă și dreapta, ne spune Alexandru Bratu, foarte bine. Așa. Trei echipe eliminate de la... Alexa Iulian Alexandru ne scrie că kosovarii riscă să aibă trei echipe eliminate de UEFA la masa verde depistate pozitiv cu corona. Problema lor nu ne interesează. Băie, ce vă las. Nicu, Nic, salut, Alin, mulțumim că ai intrat salut, cu noi. Salutare, Alin, salutare. Nicu, Nic ne scrie că Călințarul o să fie mijlocaș dreapta. E posibil. Experiența. El a mai jucat. Călințarul a mai jucat, da. A jucat bandă Călințarul, da. Foarte mult. Eu l-am mai văzut jucând în sistem din ăla cu 5-3-2. Și eu știu că este jucător de bandă. Și eu asta știu. Dar nu mai știam dacă joacă pe stânga sau pe dreapta. Zice Bogdan Constantin, VfL Bochum are echipă peste tot ce este în România și este în Liga a doua din Germania. Fac transferuri de milioane doar ca să reziste în Zweite Bundesliga. Interesant. Maxi Kent îți dă dreptate. Adi zice că ai mare dreptate. Exact așa gândește și el. În legătură cu ce? Că nu sunt pe chat acum. Nici eu nu știu, dar poate că ne scrie el. Și tot Maxi Kent zice, acum e momentul să vedem ce face Hâncu. Citează FRF-ul cu privire la palmares. Cum am zis și noi, acum aș dau băieții examen să vedem. Că noi am tot fost criticați, că am criticat conducerea clubului Steaua. Eu cred că a venit vremea ca cei care ne critică pe noi pentru că îi criticăm pe ei să se uite un pic și la conducere și să le bată un pic obrazul. Părerea mea. Că da, suntem afiliați la FRF și dacă suntem afiliați la FRF acum, chiar nu mai există niciun motiv ca FRF să nu ne recunoască palmaresul. Eu vreau să văd palmaresul Stelei pus în dreptul Stelei pe site-ul FRF. Eu vreau să văd că FRF ne dă comunicat cum a dat pentru noi, în care spune că noi avem palmaresul ăsta. Gata. Să vedem, se întâmplă asta. Sunt foarte curios dacă o să se întâmple. Bineînțeles, dacă se întâmplă, noi atunci o să facem câțiva pași în spate, o să plecăm capetele, ne dăm șepcile jos și o să spunem, ne pare rău, domnul Hâncu, că v-am criticat, ne-ați închis gurile, asta este. Dar momentan nu ne închide nimeni gurile, Adi. Aia e problema. Curând nu o să ne închide nouă gurile, stai liniștit, că nu. O să fim ca o piazăre, ăștia de noi nu scapă. Știi cum e? Da. Și că dacă te mai duci la unii să-și citească în bob, să te mai scape de farmece, poate să ducă și la vrăjitori și la vrăjitoare, că de noi nu scapă. Să stea liniștiți.
dacă ascultă cineva emisiunea și le spune, să stea liniștit până când nu o să facă ce trebuie să facă la clubul ăsta, de noi nu scapă. Aia da. Aia da. Bun. Mă tot uit pe aici să văd dacă mai avem comentarii. Ne scrie și Alexandru Tofan, Lece. Problema nu e la Ducadam sau la FC FCSB, problema e la noi, la cei care simulează că se ocupă de cel mai mare club din Europa de Est. A doua problemă e la suporteri. Ne-am învățat cu puțin și ne mulțumim cu puțin. Conducerea clubului este de cacao. Să mă înjure pe mine acei suporteri care au o problemă cu afirmația asta, să mă certe pe mine. Din nou, Lece vine și spune lucrurilor pe nume, așa cum a făcut. Felicitări lui, pe între puținii. N-ai ce să-i reproșezi acestui om care spune adevărul adevărat, adică ce mai ai de comentat aici? Că așa este. Problema nu e la Ducadam sau la FCSB, problema e la noi. Problema a fost la aia de la FC FCSB când scandalul ăsta era încă tânăr. Dar au trecut, câți ani au trecut? Că nu mai știu, 6 ani din momentul 2014. Se fac imediat 6 ani, Adi, de la procesul pentru marcă câștigat de noi. Se fac 3 ani, dacă nu mai mulți, trecem pe 4 ani de la procesul pentru nume. Că în 2016 a fost, la sfârșitul 2016, procesul pentru nume, da, trecem pe 4 ani. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Cât mai așteptăm? E păcat. E păcat. Sper ca știrea aceasta cu problemele pe care le are clubul la Academie să fie un semnal de alarmă pentru steliști și sper să fie un semnal de alarmă și pentru cei din conducerea clubului, pentru că eu m-aș bucura ca ei, cum am zis, să ne închidă gurile și să-și facă treaba. Pe noi nu ne interesează neapărat să avem noi dreptate, pe noi ne interesează să-i fie bine Stelei. Și dacă ei se asigură și îi fac bine Stelei, o să vadă că noi nu o să mai avem ce să criticăm. Dar atât timp cât ei își bat joc de clubul nostru, de noi, cum ai zis și tu, Adi, n-o să scape. George Cristian zice, care conducere, care sunt oamenii din conducerea Stelei, oameni care se ocupă strict de echipa de fotbal. De echipa de fotbal se ocupă comandantul clubului, Hâncu, și omul care menegenuiește secția de fotbal, fostul ciclist Neagoe. Și se vede cât de bine conduce un fost ciclist o secție de fotbal, că suntem unde suntem. Dar noi nu suntem răi și sperăm ca domnul Neagoe să își revină, pentru că am înțeles că s-a infectat cu coronavirus. Deci, chiar dacă suntem supărați pe el și foarte nemulțumiți de toată activitatea sa din fruntea secției de fotbal a clubului Steaua, îi spune multă sănătate și îi dorim să-și revină cât mai repede, că nu dorim la nimeni boală sau lucruri mai rele. Asta să fie clar. George Petre ne scrie și el, clubul nu o să facă nimic pentru palmares, trebuie să facem tot noi suporteri, iar cererea la FRF UEFA trebuie făcută înainte de data apelului, în caz de refuz, să invoce lipsa unei decizii definitive. Adi, punem punct aici emisiunii? Cred că e suficient. Cred că i-am plictisit destul cu băieții astăzi. Și eu cred acest lucru, o oră și 44 de minute, practic un meci de fotbal, da, cu pauză. Da. I-am făcut knockout și azi. Da. I-am bătut de la pauză pe cei din conducere. Da, Adi, îți mulțumesc pentru invitație. Le mulțumesc și băieților. Și eu le urez să rămână ca întotdeauna steliști, mai ales că au fost în momentele cele mai grele lângă echipă. Și să dea Dumnezeu să ne auzim de la excelent în jos. Numai bine, fraților. Salutare! Te salut, Adi, și eu îi salut, bineînțeles, pe ascultătorii noștri și le spun, ca de obicei, la final de emisiune, ajutați-ne în continuare, prieteni, pentru că e foarte important să ne ajutați. Distribuiți emisiunile noastre, lăsați-ne câte un comentariu, abonați-vă, bineînțeles, la canalul nostru pe YouTube, dați-ne un like pe Facebook, pentru că toate aceste interacțiuni și toate aceste acțiuni ale voastre ne ajută foarte mult să distribuim cât mai departe
materialele noastre și să informăm cât mai mulți oameni. În același timp vreau să le mulțumesc celor care ne susțin prin donații pe Patreon. Aceștia sunt Eric Ross, John John, George 92, Cristian Neculae, Rareș Budnaru, Alex 1947, Sensei, Cristian Tănase, Lece și Andrei Morar. Vă mulțumim, prieteni, pentru susținerea pe care ne-o acordați. Toate donațiile voastre, să știți că ne motivează și ne mână, ne împing de la spate ca să ne asigurăm că facem ce trebuie pentru Clubul Steaua. Nu vă mai rețin, este târziu deja, este ora 10:46. Noi am făcut în această perioadă o mică pauză pentru că, așa cum v-am spus, noi nu suntem profesioniști la Steaua Liberă aici, avem și noi problemele noastre, joburile noastre și așa mai departe. Însă, pauza asta a trecut, o să ne întoarcem și cu alte emisiuni în zilele următoare. Stați aproape, bineînțeles. Să nu uit, dacă vreți să ne susțineți, puteți să cumpărați și produse de ale noastre, produse cu marca Steaua Liberă. Link-ul este în descrierea acestui videoclip. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară și, ca de obicei, vă spun noapte bună și forța Steaua!